numai ca să-ți bați joc de competiție. Totul, atenție, subvenționat de televiziuni, că sporturile n-ar exista dacă televiziunile n-ar plăti. Sume colosale, sume de sute de milioane de euro pentru astfel de competiții, ca prostul de acasă să aibă divertisment. Și ăia își bat joc, cum a făcut și voleiul atâta timp. Dar, în fine, astea sunt alte considerente, poate cu altă ocazie, când o să avem mai mult timp, o să vorbim. Deci, încă o dată, mi se pare de proastă calitate și suntem noi luați de proști. Ce joc este ăsta? Klaus Iohannis, care nu reușește să ofere o explicație coerentă sau măcar la nivelul de înțelegere al guvernului Dăncilă, e să priceapă ea odată clar. Să nu mai vină cu astfel de propuneri, că el le va respinge până în pânzele albe. Da? Pe de altă parte, și guvernul să aibă o limită. Nu trebuie să ducem fiecare acțiune la Curtea Constituțională a României pentru că avem timp de pierdut. Dar mi se pare o tâmpenie. Nu se poate fără doamna Olguța Vasilescu ministru. Bun, am priceput. Trebuie de a încerca să veniți cu explicații acolo de ce este atât de obligatoriu. Da, de ce trebuie ca doamna Olguța Vasilescu neapărat musai să preia acum Ministerul Dezvoltării? Olguța Vasilescu a zis că șeful statului ar fi sesizat un conflict instituțional, dar că acesta nu se sprijină pe nimic, în sensul în care și ea și domnul Drăghici sunt cetățeni români, au domiciliu în România, n-au condamnări definitive și n-au incompatibilități. Astea ar fi fost articole invocate de Klaus Iohannis. Noi nu știm ce a invocat Klaus Iohannis în mod evident, dar mi se pare cam ușor. Buletinul nu vi l-a cerut doamna Vasilescu? Astea sunt, iertați-mă, niște considerente de 2 lei, de retardat. Păi nu poți ajunge ministru pe astfel de considerente. Aveți domiciliu în România, ok, da? Sunteți cetățeni români, nu aveți o condamnare definitivă, mă rog, aici am văzut ulterior că nici nu e foarte important, și nu aveți incompatibilități. Astea sunt condiții ca să devii ministru. Competențe, despre asta nu ne vorbiți. Trebuie să vă dăm o lucrare, doamna Vasilescu, să vedem ce propuneți pentru Ministerul Dezvoltării, deși și dacă ați venit cu niște propuneri, tot n-ar conta foarte mult, întrucât sunteți respinsă, vă spuneam, de mai bine de o lună și ați fi putut deja să copiați de la cineva niște considerente pe care să le aliniați pe hârtie. Nu ne-ar impresiona foarte mult dacă ați avea niște cunoștințe în domeniul respectiv, mai ales că este un minister pe care PSD-ul stăpânește. Da? Dar să știți că nu dacă ai buletin de România trebuie să fii ministru în guvernul Dăncilă. Nu de asta am făcut revoluția. Ca să ajungem să punem niște mocofani, niște semi-analfabeți, niște derbedei, miniștri ca au buletin de România. Da? Păi întrebați-l pe Mircea Diaconu când se chinuia să obțină buletin de București. Astăzi mai contează așa ceva? S-au dus vremurile respective. Dar, mă rog, dincolo de ironie, sigur, șeful statului ar trebui să vină și să exemplifice foarte clar, pentru că toată lumea știe, toți oamenii de bună credință, respectiv toată Europa Occidentală, da? Că Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici n-au ce să caute în guvern. N-au ce să caute nici ceilalți miniștri, dar ăștia doi, punctual, în momentul de față, pentru că sunt luați în tărbacă. Ce să caute ei la ministere? Locul lor este în cu totul altă parte. Dar pentru că așa e legea, trebuie să exemplificăm. Bun, Klaus Iohannis chiar a comentat și anunțul lui Dacian Cioloș, mârâitura, de fapt, nu e un anunț. Cioloș mârie, nu prea anunță. Așa, privind candidatura la prezidențiale, o candidatură din plictiseală, aș opina, lui Dacian Cioloș, pentru că el oricum nu va ieși în turul al doilea, n-are cum să iasă, și atunci, până la urmă, voturile sale vor merge tot la Klaus Iohannis într-un târziu, lucrurile sunt destul de clare, cel puțin în acest moment. Iohannis a spus așa, eu nu l-am susținut pe domnul Cioloș, l-am propus și l-am promovat. A insistat pe acești termeni, se pare că i-a ieșit o frază domnului Iohannis, în sensul în care a făcut mai mult decât să-l fi susținut pe Dacian Cioloș, propunându-l și promovându-l. După care a făcut elogiul libertății și al Revoluției din 89, că românul și-a câștigat dreptul de a alege, dar atenție, și acela de a fi ales. Bun, PNL-ul ar fi cotat undeva între 26 și 29% în preferințele electoratului,
a declarat președintele partidului, Ludovic Orban. Cifrele nu sunt enorme, cu atât mai mult cu cât vin din partea PNL-ului, dar oricum sunt în progres. Iar Klaus Iohannis ar fi undeva etichetat între 35 și 43%, impresionant pentru un candidat. Un sondaj făcut pe 25.000 de subiecți cu reprezentativitate, marja de eroare fiind minimă 0,9%. Datele sunt considerate încurajatoare de către peneliști. Iohannis, care la ora actuală nu are contracandidat, din motivele pe care le știm, este mai puțin rău decât PSD-iștii. În opinia celor care îl votează, în opinia cetățeanului român, el nu este atât de nociv, atât de agresiv pe cât PSD-ul, dar ne-am obișnuit cu el. Este rău mai mic în această ipoteză zdruncinătoare la care românii vor trebui să opereze spre sfârșitul acestui an, și anume să-și aleagă președintele, atât doar că acesta are un rol decorativ, după cum vedem, aproape că nu reușește să își impună nicio decizie, este atacat din toate părțile, amenințat cu suspendarea imediat cum deschide gura poziției ingrată, dar să notăm că statistic măcar ne apropiem să consemnăm două decenii de prezidențiale în România fără PSD. Și de altfel, dacă am fi și mai scrupuloși, de obicei nu suntem, lăsăm asta la latitudinea altora, dar acum punctual o să încercăm să fim, PSD-ul n-a deținut și probabil că nu va deține niciodată în veacul vecilor un președinte al României. Trebuie să amintesc ultima oară când un ipocrit, un fățarnic de ăsta a ajuns președintele României, îl numesc pe Ion Iliescu, se întâmpla în 2000, atunci a fost votat ultima oară, nu exista PSD. Da? Era Partidul Democrat Social Român, da? Democrația Socială din România, acel PDSR din anul 2000. Deci PSD-ul n-a deținut, dragă Codrin Ștefănescu, că ție-ți plac statistice, și dragă domnule Nicolicea, a vouă vă plac statistice, veți duce în mormânt această enormă și inexplicabilă povară a alegătorului român, unul dintre cei mai puțini maturi alegători din Europa, dar totuși pe cale de a se da pe brazdă, pentru că ultimile alegeri, într-adevăr, au fost aproape epocale, cu înfrângerea lui Victor Ponta, carismaticul Victor Ponta în fața necunoscutului Klaus Iohannis, care astăzi nici măcar nu este considerat român. Apropo de intervenția, după părerea mea, sfidătoare, ucigătoare a acestui Codrin Ștefănescu, care a declarat că, așa cum ne-a spus și zilele trecute, că Liviu Dragnea nu părăsește România, deși el se află în concediu în insulele Maldive. E bine, Codrin Ștefănescu ne-a spus că de data asta românii vor avea un președinte român și neafiliat intereselor străine. E o greșeală care sigur că va costa PSD-ul, dacă mai era nevoie, până dincolo de lovitura de grație, o greșeală istorică pe care, atenție, nu ne vom sfii să o repetăm până când vor avea loc alegerile prezidențiale, pentru că avem și noi bruma noastră de telespectatori pe care încercăm să-i convingem că totuși așa ceva nu se poate ierta. Păi, în primul rând, că românii, domnul Ștefănescu, nu și-au dorit președinte un român. L-au ales pe Klaus Iohannis, i-au dat cu șut lui Victor Ponta, mai ales în al doilea tur de scrutin, și nu-și doresc să fie desprinși de Europa. Deci aici faceți două greșeli cumplite. Da, românii aveau posibilitatea să-l aleagă președinte pe Adrian Năstase și n-au făcut-o. Au avut posibilitatea să-l aleagă pe Mircea Joană, n-au făcut-o. Au avut posibilitatea să-l aleagă pe Victor Ponta, n-au făcut-o. Da? Nu cred că vor alege candidatul unit PSD-ALDE nici la următoarele alegeri, pentru că faceți o mare greșeală. Noi nu mai suntem în România. Alegerile astea au o semnificație și o portabilitate europeană. Da? A încerca în momentul de față, numai pentru că nu te duce capul, să scoți România din Europa, declarativ, sigur, la modul stupid, abject, pe considerente că noi suntem români. Care români, domnul Ștefănescu? Nu v-am auzit niciodată, noastră și cu coaliția PSD-ALDE, luând poziție față de cetățenii noștri din Transilvania. Care români? Dacă dumneavoastră ați fi fost român, așa cum vă pretinde, sunteți doar un impostor, ați fi făcut refere și v-ați fi bătut cu cei pe care îi detestăm cu toții. Da? Și cei care ne detestă pe noi. Cu ăștia ar fi trebuit să duceți războiul, nu să faceți alianțe. Da? Nu încercați să scoateți, să-i puneți
puneți în cârcă lui Klaus Iohannis acest lucru. Măi, Mata, nici nu ești român. Mata, ai făcut alianțe cu străinii. Slavă Domnului că nu suntem singuri pe lume, că dacă eram singur pe lume, eram sub Congo în momentul ăsta. România, dacă astăzi n-ar fi fost Uniunea Europeană, la politica pe care PSD o duce, vă dați seama unde eram? În zăpezilele infinite de la granița dintre Croația și Bosnia. Citeam un articol în presa străină cum imigranții se opresc, îi oprește zăpada, ei n-au inteligența lui Hannibal. Desigur, să treacă munții foarte ușor, deși n-au elefanți la ei, au doar câteva sandwich-uri în rucsac. Îi oprește zăpada, aproape o zăpadă eternă, undeva spre frontiera bosniaco-croată, granița principală, în momentul de față, de trecere din Europa în Uniunea Europeană. Acolo vin toți cei care încearcă să găsească un orizont favorabil în Marea Europa Unită în 2019. Da? Afgani, yemeniți, sirieni, oameni veniți prin toată mizeria lumii și care în momentul de față se opresc și mor, da, din cauza zăpezilor din această zonă a Europei. Bun, deci încă o dată nu o să vă scutim de acest mesaj, într-adevăr este de pe altă lume, este mesajul unor tâmpiți care încearcă să-i manipuleze pe cetățeni, exact cum Consiliul Concurenței, dacă ar avea instalații, ar trebui să penalizeze așa ceva. Cum să spui în Uniunea Europeană, pentru care noi am plătit, unii cu sângele, alții cu viața, alții cu ani din viață și așa mai departe, alții cu iluziile, care nu sunt cele din urmă în această listă, am plătit pentru lucrurile astea, domnule Ștefănescu, nu suntem toți zero barat, nu suntem toți cu patru clase, cum e șeful dumneavoastră. Cum să izolezi România în momentul ăsta, da, după concertul de declarații de la Ateneul Român, să ne exprimăm așa, să o scoatem din Europa, pe ce motive? Iar o să veniți să ne spuneți alea cu roșia lui Daia și cu supermarketurile Coanei, nu știu care. Da? Hai fiți serioși un pic. Asta vă face să pierdeți alegerile prezidențiale și nu v-ați învățat nici atunci replicile lui Victor Ponta. Nu are nicio legătură cu Europa. Românul nu-și dorește să se întoarcă în epoca în care exista un singur cuvânt, o singură opinie, o singură variantă. S-au dus vremurile alea. Dă-le în paștele mamilor. Da? Astăzi nu mai suntem în epoca aia. Ce dacă suntem români? Dimpotrivă, să fugim cu toții de tentația asta de a ne întoarce în românismul ăla. Păi din ăla am evadat. Cum să vii cu un asemenea discurs numai pentru că pe tine nu te duce capul? De ce? Să vă lăsăm să furați între voi în continuare? Să vă împărțiți voi averea țării și europenii să nu zică nimic? Asta e ideea, nu? Altfel, pentru ce ne-ar deranja că România ascultă sau primește sfaturi sau participă la consfătuire alături de confrații săi europeni? Unde să izolezi țara asta mai mult decât atât? Cu măsurile astea fiscale, am văzut că astăzi băncile, da, se uitau unele la alte, nu mai știau ce să facă. Minim istoric pentru bănci, Banca Transilvania și BRD, citeam astăzi, au ajuns la minimul istoric al cotației pe bursă. Niciodată n-au stat mai prost decât acum. Asta pentru că, evident, există riscul ăsta de implozie după ultimele măsuri fiscale. Euro, ați văzut, a ajuns la maximul istoric și acum sigur că va fi menținut artificial pentru că BNR a împrumutat sume colosale iarăși de la bănci, tocmai pentru a opri această creștere a valutei europene, a monedei unice europene, din cauza porcăriilor făcute de PSD, care n-a studiat absolut nimic. Da? Astea sunt studii pe care le faci ani de zile până le dai drumul pe piață. Da? Trebuie să suferim toți pentru că au ajuns niște cretini frustrați la putere. Cum să vii, mă, cu un asemenea discurs? Vom avea un președinte român. Păi de ăsta ce e, domnul Cioba Astaloș? Ăsta ce? Asta nu e discriminare? Cum adică? Ăsta nu e român? E născut în România, e crescut aici, plătește impozite în România, ce dacă îl cheamă Iohannis și nu știe să-i scrie Codrin Ștefănescu numele, înseamnă că nu e român? Tu dacă nu l-amendați măcar cu 2000 și pe Codrin Ștefănescu nu vă mai înțeleg. Cum să spui așa ceva? Românii vor avea în sfârșit un președinte român. Păi dar ăsta ce e? Nu e discriminare asta? Adică ce e ăsta? E un tâmpit.
sensul ăsta. Nu e vorba că e un sas sau un etnic german, pentru că nu acolo bătea. De ce să fii? Ești inferior dacă ești sas? Ești inferior unul din Teleorman. Că tu te-ai născut în județul Sibiu și ăla s-a născut, bou, ăla s-a născut în Teleorman. Ăla e superior? Evident că nu. Deci el vrea să spună că nu e român. Nu e român, e discriminarea asta. Da? Și vă rog să luați aminte că nu suntem numai noi cu problemele. Suntem emisiuni de pamflet. Da?